unii eșeni spun că municipiul a fost apărat din nou de Sfânta Parascheva, pentru că, deși a plouat aproape 3 zile și 3 nopți, nu au fost nenorociri. Totuși, în urma codurilor galbene și portocalii de ploi torențiale, în județ au fost pagube, dar nici o persoană nu și-a pierdut viața și nici nu au fost pagube importante în gospodăriile inundate. E drept că unele drumuri din județ au fost acoperite de ape și aluviuni, îngreunând mult circulația. În toate aceste zile, pompierii au fost adevărați eroi, intervenind zi și noapte pentru a ajuta oamenii. Și alte instituții au intrat în alertă. Comitetele locale pentru situații de urgență vor identifica persoanele în vârstă care locuiesc singure și se află în situații de risc pentru a se asigura protecția acestora. Au făcut recomandări pentru populație să urmărească în permanență anunțurile autorităților și să respecte indicațiile acestora, încât să fie evitate situațiile de risc. În municipiul Iași au fost câteva curți și pasaje inundate. Străzile s-au umplut de bălți uriașe. Tramvaiele au fost înlocuite pe anumite trasee de autobuze din cauza apei de pe linie. Problemele de peste noapte au apărut cam în aceleași locații pe care le știm, în zona industrială, pe zona de platou, în special pe străzile Nicolae Iorga, Aurel Vlaicu și intersecția Podului de Piatră. Și au mai fost câteva probleme pe zona Cicoare, unde cei colegi de la ISU au intervenit cu pompele pentru a scoate apa din două curți și de asemenea la una dintre unitățile comerciale din intersecția Podului de Piatră. Dar nu probleme, nu a presupus mutarea oamenilor și nu s-au întâmplat lucruri deosebite. În paralel stăm și monitorizăm, am avut întreruperi de circulație pentru tramvai pe zona industrială și am preluat capetele de traseu cu autobuze. Credem noi că am făcut față la valul de ploi care a venit peste noi în această noapte și sperăm să stăm mai atenți în continuare ca să nu se mai întâmple și alte lucruri. Dezastru a fost în mai multe localități din județul Galați. 6 persoane și-au pierdut viața. Mulți oameni au fost salvați cu barca sau au fost efectiv cărați în spate de către pompieri și polițiști. Aceștia au încercat să scoată din ape orice suflet, fie el al unui cățel, pisică sau capră. Și în județul Vaslui au fost localități inundate și drumuri blocate de șuvoie și aluviuni după codul roșu de precipitații. Galați și Vaslui au fost amenajate tabere în care oamenii rămași fără case își pot găsi temporar odihna, iar hrana le este asigurată cu alimente din rezervele de stat. Pentru a le veni în ajutor, municipalitatea ieșeană amenajează 7 centre unde cetățenii pot duce alimente neperisabile, apă îmbuteliată, pături, lenjerii de pat, pilote și haine noi sau folosite, dar curate.